ajung data să vă ghidez zi de zi. Toate persoanele se simt destul de încordate în acele 4 zile când practic nu consum nimic alimente, dar consumi doar această argilă medicală, deoarece anume în acele zile poate să existe acel blocaj intestinal. Dar dacă bei suficientă apă, atunci colonul se curăță foarte și foarte bine. Prima etapă, în ce constă? Durata acestei etape este o săptămână în care tu practic excluzi proteina animalieră la maxim cât este posibil. Ești mai mult pe crudități ca să mărim peristaltica intestinală și de dimineață și seara primești niște pastiluțe care conțin în sine plante care îți măresc peristaltica intestinală, plante care duc la absorpția toxinelor, plante care vitaminizează, deci, organismul. Este din aceeași serie care v-am recomandat atunci când am vorbit despre apă și ați procurat pliculețele coral. Deci, eu vă spun de unde am obținut încrederea în această metodă de detoxifiere. Nu știu ce a fost și cum a fost, dar am avut și eu o etapă. De atunci și carnea nu o mănânc, să știți. 3 ani în urmă, când am avut pe bolta piciorului, a început ceva să crească în interior, nu în piele, dar în interior, o formațiune ca un sâmbure de vișină foarte dureroasă. Și atunci, și de fapt nu doar atunci, dar și în prezent, eu sunt de părerea că organismul mereu vorbește cu noi și nu sunt necesare intervenții care ți-ar lungi viața cu cât? Cu jumătate de an sau cu cât ți-ar? Cu un an? Deci e nevoie tot timpul să-ți asculți organismul și să faci pașii necesari în acest sens. Atunci eu mi-am făcut cunoștință cu această modalitate de detoxifiere și ca rezultat s-a reabsorbit. Și de atunci, odată la jumătate de an, o fac cu mare plăcere. Deci asta ar fi o săptămână. După care, deci sunt 4 zile, în această săptămână tu mănânci. Deci mănânci de 3, 4, 5 ori pe zi și pur și simplu se mărește peristaltica intestinală. Produsul detoxifiant cel mai bun este apa alcalină. E necesar să consume apă alcalină în cantități mari. După care sunt acele 4 zile care ți le recomand să fii mai aproape de casă sau dacă ești la serviciu să ai WC-ul alături. Cineva oricum se blochează și se duce doar o singură dată, cineva se duce mult mai des. Acele 4 zile trebuie să bei apă în cantități iarăși mari, deci acea argilă, caolinul acela, se dizolvă în apă și se bea și tu nu mănânci nimic. Și te uiți foarte clar ce iese. Știți că noi găzduim în interiorul nostru paraziți, bacterii și ce mai găzduim noi? Virus. Noi găzduim paraziți, bacterii și virus. Este normal. Asta este. Doar că se dezvoltă sau nu, trăiesc bine și ne papă pe noi sau nu, se manifestă sau nu, depinde doar de noi. Dacă facem condiții acide cu zahăr și cu făină, sigur că se manifestă. Da, în acele 4 zile, eu am să vă fiu alături, am să vă susțin. În cazul în care nu rezistați, aveți amețeli, deci vomă, greață, orice, deci ne susținem una pe cealaltă, nu se întâmplă nimic grav, doar am să vă dau puține corectări în acea perioadă. Niște apă cu lămâie și cu miere de albine sau poate chiar și un suc. Important să nu să se consume nimic solid în acea perioadă, dar discutăm pe parcurs. Și după care, fetelor, 3 zile de refacere și aflorii intestinale,
și după care puteți peste, după toată etapa de detoxifiere, puteți să hrăniți organismul. Pe toată perioada, dimineața, seara, niște pachetele care conțin capsule cu plante, 4 zile la mijloc aveți pachetele care conțin argilă medicală câte 4 pe zi și alimentația persistă în prima fază și în a treia fază. În a doua fază nu mâncăm deloc. E foame 4 zile.